1 iunie ar putea fi zi liberă potrivit unui proiect de lege depus la Senat de parlamentari de la toate partidele. Ei spun că 1 iunie trebuie să fie zi liberă pentru a permite părinților să petreacă mai mult timp alături de copii. Faptul că timpul petrecut alături de copii se micșorează pe zi ce trece este recunoscut și de giurgiuveni, care spun că o astfel de lege i-ar ajuta să le aducă o bucurie în plus celor mici. Ocupe de altceva parlamentarii, să dea salarii, să mărească la copii alocații, nu să-și facă ei zile libere și sume de bani colosale, care nu face nimic decât dorm în Parlament. Dar nu credeți că e totuși un prilej bun pentru părinți să stea mai mult timp cu copiii? Păi ar fi, pentru mame mai ales. N-ar fi rău, dar așa cum am zis și mai repet, e prea multe zile libere. Păi ar fi bine pentru să stea cu copiii mai mult, să joace cu ei, să aibă grijă mai mult de ei. Dumneavoastră cât timp petreceți cu copilul dumneavoastră? Zi de zi. Nu pot să stau fără el. Foarte bun. Mi se pare normal ca părinții să stea mai mult timp cu copiii? Da, sigur că da. Având în vedere că avem un program de muncă foarte încărcat, ar fi o ocazie perfectă. Proiectul se află în prezent în consultare publică. Dacă acesta va deveni lege, ziua copilului va deveni a 13-a zi liberă declarată astfel prin lege.